ce se va întâmpla în următoarele episoade din Legacy. În ultimul episod din Emanet, Canaan și-a pus în aplicare primul plan. În timp ce Yaman crede că Seheri este de partea lui, Seher va ceda laturii sale binevoitoare. Va fi dezamăgit când Yaman îi va cere lui Seher să-și ierte mama. Din păcate, Seher sau Yaman nu pot rămâne fericiți mult timp. Seher va încerca să calmeze furia lui Yaman față de mama ei. Acest lucru va provoca din nou tensiuni între cei doi. Datorită inimii blânde a lui Seher, Canaan va fi dus acasă. De asemenea, în timp ce Zia tocmai și-a revenit, Yaman își va ierta mama pentru a preveni ca Zia să se agraveze din nou. Dar deși asta nu înseamnă că relația lui cu mama sa se va îmbunătăți, frecarea dintre ei va continua o perioadă. Boala mamei ei, Seher și conversațiile lui Zia îl vor ajuta pe Yaman să se recupereze. Când veștile bune pentru bebeluș vor veni pentru Seher, Yaman te va face să uiți totul. Canaan va face acum noi ei pași de puncte pentru Serve în acest caz. Canaan va primi mai întâi bani folosind boala ei. Deoarece nu-l poate întreba pe Yaman, el va folosi Seher. Mai târziu, Seher își va da seama că a făcut o greșeală ajutându-le pe Canaan. Pe de altă parte, Ali încearcă încet să câștige inima emoțiilor. Cu toate acestea, Ali va fi foarte greu să scape de durerea din trecutul său. Ca urmare a eforturilor intense ale lui Ali, Ali Yasemin va fi urmărit. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor DVS, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în seria noastră. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. Ne vedem în următorul videoclip. Să ai grijă de tine! La revedere!